Chiar dacă a pornit cu șansa a doua înaintea acestei partide, antrenorul Flaviu Stoican a declarat la finalul meciului că și-a încurajat elevii să joace de la egal la egal. A fost un meci în care noi n-am pus speranțe, chiar dacă am întâlnit una dintre cele mai bune echipe care se află în zona aceasta și mă refer la zona de play-out cu gânduri pentru play-off. Într-adevăr a fost destul de greu, dar mă bucur că am reușit să nu cedăm până la final. Am avut chiar și câteva ocazii de a marca și mă refer în primul rând de la Surugiu în prima repriză, apoi Cătălin Hlistei în a doua repriză, acea lovitură de cap, iar Surugiu, situații, pot să le numesc chiar și ocazii. Într-adevăr a fost un meci greu, important este că n-am cedat. Este un nou început pentru Pandurii Târgu Jiu, echipă clădită din a doua parte a campionatului, din jucători veniți aici din ligi inferioare sau de la centrul de copii și juniori al clubului Gorjean. Bun, decât bătaie și mai ales este un nou început și atunci este încurajator. Dacă... De evoluție? Da, da. Se poate face o gașcă nebună la Târgu Jiu? Da, având în vedere că mai avem forțe cu jucătorii care au experiență, mă refer la Erico Elton și Dănăricu care o să vină, care astăzi n-au putut ele, noi am făcut, avem speranțe că vom avea și banca la fel de bună, cel puțin cum au fost și cei din teren. Din tabăra adversă, ieșenii au plâns după victorie. Eugen Neagoie și-a taxat jucătorii pentru că au tratat Pandurii cu lejeritate. Îmi doream foarte mult să câștigăm în această seară. Cred că și meritam, dar v-am spus, în fotbal, când nu ești concentrat pe tot parcursul jocului, când tratezi adversarul cu o lejeritate, se pot întâmpla și greșeli și noi am făcut o greșeală foarte mare și am primit gol. În urma acestui rezultat, Pandurii Târgu Jiu ocupă locul 11 în clasamentul Ligii 1, au în cont 19 puncte.